Biblioteca școlară constituie un bun câștigat de multe decenii în viața școlii, încât nimeni nu va mai concepe absența ei dintr-o instituție de învățământ. Așa, ce povești cunoașteți voi? Cartea vieții. Încă? Scurpă căline vulpe. Așa. Dar cine din voi știe poate vreun proverb, vreo poezie sau vreo ghicitoare despre carte? Știi, cunoaște cineva? Nu. Nu cunoașteți nimeni, așa? Iată, avem aici o poezie foarte frumoasă, deci voi când o să vă apropiați și o să vă luați câte o cărticică, da? Vouă, deci ia uitați-vă, cine vrea să ne citească? Să vă citesc eu. Cine citește cel mai bine de la voi în clasă? Nastia. Nastia, poftim. Poți să ne citești? Hai, Nastia. Ia ne încearcă. Iată aici. Stăm... Pe perete? Da, pe perete, da. Carta e o glinda vieții. Cartea-i lumii noastră, stea, până la albul, albul bătrâneții, fiți prieteni buni cu ea. Bravo, 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 Nastia! Dacă viața comerțului este reclama, viața bibliotecii este tot reclama, pe care o facem în primul rând, prin expoziții de carte, liste bibliografice, diverse activități cu cititorii. Pentru a populariza biblioteca și a promova lectura, s-au organizat următoarele acțiuni.
parteneriat cu biblioteca publică participăm activ la diferite concursuri raionale, cum ar fi... Organizarea excursiei la Salonul Internațional de Carte pentru copii și tineret cu cei mai fideli cititori a devenit una din tradițiile Bibliotecii Liceului Teoretic Anton Guzov. Aici, într-o oază, împuținând deșertul, ia deșertăciunea, înmulțind iubirea, speranțele, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Dar este, timpul dinăuntru unei biblioteci este altul decât cel din afara ei. Aici, într-o zi, cresc alții din afară, într-un an, într-un veac, într-o viață. Aici este tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.